Plzeň, Cehia, este un oraș turistic unde lucrează mai mulți români pentru a avea un trai mai bun. Din păcate, mulți ajung pe mâna unor patroni români care le dă un salar de mizerie, 500 de euro plus cazare. Prea puțini ajung în locuri bune unde se poate lua 1000 de euro, unde mai plătesc cazare 150 de euro lunar. Pentru a lua acest salar, trebuie să lucreze 12 ore 7 zile din 7 și 30 de zile într-o lună.